Dacă câinele se rănește, el începe să lingă imediat rănile. Asta îi ajută, fiindcă în saliva lui se conține lizozim, o enzimă care descompune bacteriile. Umanitatea a învățat să vindece multe boli datorită animalelor, dar azi ne interesează acest tip de primate. Cimpanzeii sunt niște maimuțe destul de deștepte, creează și utilizează instrumente, sunt capabile să coopereze și să învețe din propriul exemplu și experiență. Dar abia recent un grup de cercetători a observat că cimpanzeii au medicină. Pentru prima dată, oamenii de știință au reușit să detecteze procesul neobișnuit de tratament în Parcul Național din Gabon. Scopul proiectului era în a studia interacțiunile dintre animale, modurile lor de a vâna, de a folosi instrumentele, dar nimeni n-a putut bănui că cimpanzeii vor folosi insectele, nu ca hrană. De la început, a observat că o femelă aplica ceva pe lăbuța rănită a puiului său. Acel ceva trebuia mai întâi prins. Aproximativ peste o săptămână, situația s-a repetat, dar deja cu alt individ. Maimuțele aplicau insecte pe propriile răni, iar uneori se tratau astfel între ele și asta într-adevăr este o dovadă unică. Pentru că una este să mesteci niște frunze vindecătoare și altceva este să te ocupi de sănătatea unui alt animal. Deși asta sună straniu, gândiți-vă și singuri, oare unui om i-ar fi venit în minte să bage insecte undeva în vreo tăietură? Sunt murdare și care e sensul? Dar aparent există mai mult sens decât poate părea la prima vedere. Insectele conțin mulți microbi, care permanent concurează și luptă unul cu celălalt. Componentele toxice care se formează ca rezultat nu doar că ajută insectele să supraviețuiască, ci funcționează ca antibiotice naturale. Deci cimpanzeii nu bagă în rând deschise ceva ce zboară accidental pe alături. Ei sigur știu că insectele vor preveni infecția și îi vor ajuta să supraviețuiască. Chiar și oamenii planifică să folosească insectele ca noi surse de antibiotice, deoarece cele obișnuite încetează să mai funcționeze. Și, în general, acesta nu este unicul exemplu de tratament cu insecte. Umanitatea s-a învățat să facă asta cu mult timp în urmă, folosind furnici, termite, păianjeni, lăcuste, viermi de mătase și chiar larve de muște. Încă în antichitate, acestea erau plasate în răni pentru a preveni infecția sau pentru a elimina infecția deja prezentă, apoi pentru a accelera vindecarea. Și da, asta arată la fel de dezgustător precum sună, dar într-adevăr funcționează. Terapia cu larve încă se folosește în ziua de azi în medicina militară, când oamenii au o grămadă de medicamente moderne. Și totuși, tratamentul cu larve pare mega înfricoșător, cel puțin pentru mine. Înțeleg că funcționează, dar nu pot să mă abțin. Chiar și utilizarea veninului de albine nu arată atât de neplăcut. Probabil că ați auzit că unii oameni permit în mod deliberat albinelor să îi înțepe, în scopuri medicale și strict în anumite locuri. Unul dintre componentele de bază a veninului de albine este melitinul. El tratează inflamația și reduce durerea, de exemplu la pacienții bolnavi de artrită. Dar voi v-ați decide să vă lăsați înțepați de albine de dragul sănătății? Scrieți-ne în comentarii! Dar ce să mai vorbim, oamenii în general se tratează cu niște chestii foarte ciudate, care uneori nu că nu ajută, dar chiar pot să le facă rău. Haideți mai bine să ne întoarcem la animale. Așadar, ele nu au internet, așa că nimeni nu o să le povestească despre beneficiile inventate ale unor medicamente absolut inutile. Fiecare primat care stăpânește medicina poate fi considerat medic certificat în lumea animalelor. El știe foarte bine cum stau lucrurile, de exemplu știe de unde să ia analgezice. Animalele infectate de parazitul viermele bici mănâncă de două ori mai multă scoarță de copac decât frații lor, dar nu din cauza că scoarța elimină din organism parazitul. 7 din 10 arbori și arbuști din care mâncau maimuțele bolnave au efect analgezic. Desigur că nu e același lucru cum ai lua o pastilă, dar în sălbăticie scoarța poate fi considerată un tratament destul de demn.
Unul dintre tipurile de maimuțe, Colobus, nu rămân în urmă. Ele se hrănesc cu cărbune de arbore, dar doar atunci când locuiesc aproape de grădini sau de locuințele umane. Este cunoscut că cărbunele elimină din organism compușii toxici și orice altceva care încurcă digestiei. Dar de ce anume coloboșii care trăiesc lângă grădini acordă atât de multă atenție cărbunelui? Se pare că acolo cresc mai mulți arbori de migdale și mango, iar cărbunele îi ajută să digere astfel de hrană mult mai ușor. Chiar și populația acestor primate e mai mare în zonele unde cresc migdale și mango și există cărbune, desigur că. Probabil că dacă toate primatele s-ar uni, ar crea o companie farmaceutică de succes. Maimuțele tamarin. Ele preferă să mănânce fructe cu semințe mari, care sunt acoperite cu o substanță adezivă. Și asta nu e simplă coincidență. Ele sunt niște primate cu un tub digestiv scurt și nu aveau să consume ceva inconfortabil dacă nu le aducea beneficii. Oamenii presupun că dimensiunea și numărul mare de semințe nedigerate, trecând constant prin intestinele primatului, elimină mecanic paraziții. Ei pur și simplu nu au cum să se țină înăuntru. Știți ceva? Cu cât mai multe aud despre metodele lor de tratament, cu atât mai tare îmi pare că au reușit să se lămurească cum stă treaba cu medicina. În unele chestii probabil că mai bine decât oamenii, dacă luăm în considerație nivelul de inteligență, desigur că. Sau poate chestia e că maimuțele fac mai ușor față bolilor. Există date, deși nu 100% confirmate, că primatele într-adevăr se recuperează mai rapid decât oamenii. De exemplu, cimpanzeii se fac bine peste noapte, atât în captivitate cât și în sălbăticie, iar oamenii, ei bine, la acest capitol nu putem să ne prea lăudăm. Dar care este cauza unei astfel de diferențe? Nu e clar. Apropo, dacă se fac modificări în genomul șoarecilor și se adaugă defectul uman, atunci rănile vor începe să se vindece mult mai încet. Încep să cred că oamenii în această chestiune sunt niște loseri adevărați. Dar noi măcar am investit în profilaxia bolilor. Cine dintre animale se va gândi înainte pentru prevenirea diferitor situații neplăcute? Cum adică maimuțele se spală pe dinți? Da, după ce mănâncă, adulții și puii se spală într-adevăr pe dinți. Cercetătorii nu doar odată au observat că aceștia țineau un fir subțire între dinți și îl trăceau. În calitate de ață dentară, macaca folosește mai multe tipuri de materiale. Pene de pasăre, iarbă, fibre de cocos, fire de nailon și chiar fire de metal. A, da, și desigur fire de păr. Nu uitați că multe feluri de mâncare din meniul maimuțelor nu sunt curate. Noroi, spin, blană, praf. Pentru a scăpa de toate astea, macaca spală produsele în bălți de apă sau le ambalează în frunze și le șterge până sunt curate. Cine altcineva dintre animale se va deranja din această cauză? Astfel de obiceiuri apar spontan și se răspândesc foarte rapid. Macaca japoneză spală cartoful dulce înainte de mâncare, dar a început să facă asta doar din anul 1953. Atunci când o femelă pe nume Imo a descoperit că cartoful fără nisip și pământ e mult mai gustos și nu scrâșnește nimic între dinți și indigestia nu te supără. Maimuța capucină a mers și mai departe. Indiferent de unde locuiesc, ele se dau cu un rând de substanțe care miros puternic, inclusiv centipide, furnici, lime și ceapă. Imaginați-vă ce aromă e asta! Dar poate chestia e în interacțiunea socială, știți voi, de la tine miroase a ceapă, de la mine miroase la fel, bro! Dar, dacă serios, există alte versiuni mai logice, de exemplu că aplicarea pe corp a diferitor substanțe care miros puternic e ca o profilaxie împotriva paraziților. Da, micii capucini s-au gândit la asta. Pe unde ajung se dau singuri, dar pe unde nu îi roagă pe prieteni. Interesant, asta poate să fie considerat ca un fel de masaj relaxant cu uleiuri aromatice. Ah, ce bine! Apropo, dacă totuși vorbim despre relaxare, aceeași macaca japoneză care s-a învățat să spele cartoful știe foarte bine cum stă treaba cu relaxarea. Pentru a elimina stresul, ele folosesc băile termale. Înainte se considera că le folosesc doar pentru a se încălzi iarna, dar oamenii de știință au observat că, de fapt, nivelurile hormonilor de stres ale primatelor coboară în acel moment.
Nu le ajunge doar câte un cocktail în mână și totul va fi și mai bine. Sau nu, nu va fi. Știu că nu vă vine a crede, dar maimuțele chiar sunt capabile să consume alcool și la fel ca oamenii să devină dependente. Mai ales când încep de la o vârstă fragedă și când este legat de ereditare. Maimuțele, ca și oamenii, beau mult anume în situații stresante, ca să le facă față. Ați văzut vreodată o maimuță beată? Arată aceasta un pic instabil. Bine, pur și simplu a căzut, s-a împiedicat. Nu a căzut. Totuși a căzut. Dar să o lăsăm în pace și să nu o judecăm. Se pare că oamenii le-au învățat pe maimuțe să bea și dacă asta s-ar dovedi a fi corect, nu m-aș mira deloc. Ar fi bine să le învețe ceva util, cum ele ne învață pe noi. Deja ani la rând, oamenii de știință cercetează tratamentele primatelor, pentru ca să aplice apoi cunoștințele dobândite în tratamentul pentru oameni. De exemplu, profesorul Rodriguez consideră că unii compuși cu care animalele distrug viermii paraziți pot fi de ajutor împotriva tumorilor. Să nu mai vorbim despre plantele cu efecte antimicrobiene. În ziua de azi, mai puțin de 5% dintre plantele tropicale cu frunze au fost testate pentru proprietăți medicinale. Imaginați-vă câte medicamente se ascund în păduri. Și oamenii pot să le găsească, dacă vor urmări suficient de atent maimuțele. Dar și să ducă cercetări după asta, desigur că. Însă chiar și fără experimentele de laborator, unii oameni folosesc cunoștințele animalelor ca să facă față bolilor. În Indonezia, urangutanii se freacă cu un amestec spumos de salivă și frunze de drachena. Nativii indigeni folosesc această plantă la fel, pentru a calma durerea în articulații și mușchi. Iar cercetările au arătat că planta într-adevăr are proprietăți antiinflamatorii. Dar ce să facă oamenii care nu trăiesc alături de maimuțe? Să urmărească urșii, vorbesc serios. Ei cunosc foarte bine proprietățile rădăcinii plantei Osha, care arată cam așa, parcă e un hibrid de pătrunjel și mărar, crescut undeva în munți. Rădăcinile lor pot să provoace vezicule pe mucoasele oamenilor dacă vor încerca să le mănânce, dar urșii folosesc asta pentru a trata durerea în cazul artritei. Biologul Sean Sexted consideră că localnicii știu despre această metodă de vindecare, doar din cauza că au urmărit ce fac urșii. Nu știu cum anume folosesc ei rădăcinile acestor plante, dar sper că nu le mănâncă. Prieteni, asta a fost tot pentru azi. Scrieți-ne în comentarii care dintre metodele de tratament vi s-au părut cele mai logice și care vi s-au părut cele mai stranii. Și nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade. Și desigur, nu uitați de like. Pe curând!